Liberalii prezenți la ședința extraordinară a Consiliului Județean din 17 ianuarie au decis brusc să fie băieți buni și să treacă fără cea mai mică opoziție proiectele președintelui Ionel Arsene. Mirarea mare a jurnaliștilor a fost cea legată de trecerea proiectului referitor la atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității componente a Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Econeamț din zona 3 Târgu Neamț. Punctul 3 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind atribuirea și încheierea contractului delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de Salubrizare a Unităților Administrative Teritoriale, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Econeam din zona 3 Județul Neamț. Rog comisiei să prezinte rapoartele de realizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Servicii. Aviz favorabil. Comisia Urbanism. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? În numele liberalilor prezenți la ședință, romașcanul Dumitru Acatrine a încercat să ironizeze pe socialdemocrații, explicându-i președintelui Ionel Arsene de ce s-au decis să le treacă toate proiectele, inclusiv pe cel cu deșeurile pe care l-au contestat 3 ședințe la rând, în ciuda amenințărilor cu darea în judecată. Așadar, abia acum putem spune că vorbim despre administrație publică. Să știți că grupul PNL a analizat când am anunțit acest proiect. Să știți că de fiecare dată când dăm un vot, în spatele votului există ceva real. Există acel studiu despre care mulți vorbesc în necunoștință de cauză. Să știți că fiecare vot are un singur adevăr în spate. Abia astăzi ați rezolvat chestia la care am făcut referire și acum dăm un vot favorabil. Liberalii susțin că ei, de fapt, au votat oportunitatea proiectului și au vrut să atragă atenția socialdemocraților că nu procedează așa cum au făcut aceștia în mandatul anterior, când au pus bețe în roate aceluiași proiect mai bine de un an la ordinul de partid al actualului președinte Ionel Arsene, care ținea morțiș să-i pună bețe în roate regretatului președinte cu liță tărâță. Noi, prin respingerea acestui proiect de 3 ori consecutiv, nu am făcut prin vocea liderului nostru, și n-am făcut altceva decât să atragem atenția vis-a-vis de o posibilă stare de incompatibilitate pe care avea o domnul Cordunean în municipiul meu, fiind de notorietate faptul că dumnealui este asociat cu firma Rosal. În ședința de ieri nu am făcut altceva decât să votăm oportunitatea acestui proiect, sperând că organele abilitate ale statului au rătășit datoria. Noi, neavând această prezență, ne substituie organelor competent ale statului. De aceea, după 3 respingeri consecutive, am făcut mai mult decât ar fi fost necesar ca să tragem atenția vis-a-vis de eventualele stări din compatibilitate. Ce se întâmpla dacă nu aprobați proiectul? Era vorba de o pierdere majoră sau ce se întâmpla? Nu era vorba de nicio pierdere. Au mai fost situații în anii anteriori când tot așa datorită unor discuții 100% politice, să tergiversau aprobarea proiectului de accesiel. Cu un an și ceva și chiar socialdemocrații au făcut lucrul ăsta. Exact. Ceea ce tocmai domnul Arsene e clar mai acum. Normal, azi, ieri, nu am făcut altceva decât să vă dăm oportunitatea acestui. Cert este că liberalii întrebați de presă de ce au cedat atât de ușor și au votat toate proiectele propuse de majoritatea PSD-ALDE, susțin că o fac numai și numai spre binele nostru al cetățenilor. Aceștia cred însă că instituțiile statului, fără să spună care anume, își vor face datoria și vor căuta o eventuală stare de incompatibilitate a consilierului Eduard Gorduneanu legată de societatea Rosal, pe care spun liberalii că o controlează prin interpuși. De altfel, proiectul a trecut inclusiv prin votul lui Eduard Gorduneanu, care altădată s-a abținut.